Bine ați venit! Să trecem puțin, la treabă. Are cineva o întrebare? O nelămurire? De ce e aici? De ce mi-a venit ideea asta? Sau aștepta să vă spun eu? Aștept Vreți un microfon? Da, o să mă duc în microfon. Da, trebuie să doar să mă miști. Nu cred că o să stau ușor. Oare e bine așa? Da. Nu știu. E bine, da? Așa. Mulțumesc. De ce ne-am agățat de titlul ăsta și nu ne-am mai dat drumul și am zis că trebuie să vorbim despre poftă? Pentru că în urmă cu o lună, sau să spun așa, de o lună de zile încoace, că în urmă cu o lună a fost o lună și vreo jumate, cred că, dar de atunci parcă s-au vorbit între ei. Nu a fost săptămână, ba chiar mai des să nu vorbească cineva despre să nu oprească pe stradă, să nu mă sune, să mă întrebe ce să facă ca să-și mai potolească pofta sau ce să facă cu copiii, că nu știu ce să le mai dea să mănânce și nu se mai descurcă cu ei și e așa o criză generală în familie. Atât de presant a devenit acest subiect, încât am zis că trebuie să facem ceva, dar trebuie ăsta a devenit o hotărâre în momentul în care a trebuit să stau la Mega Imaj de vorbă cu o familie, nu știu dacă acum sunt aici, cu o familie, deci m-au abordat, eu plecam, ei intrau, m-au abordat pe trotuar cumva, am rămas pe trotuar, că am zis că schimbăm doar două vorbe, și ne-am pierdut pe trotuar și până la urmă am intrat în magazin și am stat jumătate de oră foarte aproape de ușa de intrare. Cumva cam incomodam pe cei care intrau, pentru că deja noi eram trei și noi eram toți fidea. Și am zis, trebuie să vorbesc. Și chiar am zis tare, zic, dom'le, atât am vorbit cu dumneavoastră că țineam o conferință. Și el zice, păi așa trebuie să faceți. Na bine, atunci hai să o facem. Na, așa, dacă așa trebuie, așa trebuie, hai să o facem. Să vedem ce o să aibă lumea, ce părere o să aibă lumea despre poftă. E, cercetând puțin și adâncind subiectul, am văzut că nici eu nu stăpâneam foarte bine niște lucruri privind pofta. Că pofta nu este chiar așa un lucru simplu. Pofta e un duh, în primul rând. La asta nu mă gândisem. Am scris despre poftă în Prețul Vindecării. E foarte frumos scris despre poftă. Chiar mai mult decât atât, nu cred că aș putea să zic. Dar rog. Așa. Dar că e duh și că am scris că e duh, nu mai știam că am scris că e duh. Deci pofta e duh. Deci ne stăpânește. Dacă nu suntem atenți, pur și simplu e bai. De orice fel ar fi ea. De mâncare sau de orice altceva. Am chef sau am o poftă, devine stăpânul nostru, ideea asta, devine stăpânul nostru dacă nu o stăpânim. Ce e greu și ce e dificil, uneori imposibil pare, e când această chestiune prinde copiii noștri. Și ei nu știu să spună poftă, chef sau așa, dar ei știu să spună vreau. Și când iau pe vreau și vreau, cred că știți ce, mămicile mai ales, cred că știți cam ce se întâmplă. Este un scandal imens
El nu uită, tu zici că l-ai calmat, el nu uită, a doua zi o ia de la cap, până când, de cele mai multe ori, cedezi și faci ce vrea. Ori în momentul ăla, ori ceva mai târziu. El prinde chestia asta și știe că pe viitor are formula. Deci a învățat formula, pe viitor o să o aplice. Deci pofta este duh, pofta este un lucru extraordinar care poate să ne dea un avertisment asupra stării noastre de sănătate, dar poate să ne și înșele. Trebuie să avem un mare discernământ în a ști unde suntem. Da? Unde suntem. Mai ales atunci când, și mai ales atunci când suntem foarte obosiți sau când ne hotărâm să ținem cure de slăbire sau când vrem să ținem posturi îndelungate, pentru că pofta fiind duh, în fiecare din aceste situații pe care le-am enumerat, există un alt duh. Și atunci e important să conștientizezi, să-ți conștientizezi starea. Este important să intri în tine, să știi ce vrei, să știi cine ești și să știi ce se întâmplă cu tine în clipa aia. E bine? Nu e bine? Nu e bine? De ce nu e bine? Întreabă-te. Și dacă n-ai răspuns la chestia asta, cere un ajutor. Deci dacă simți ceva și nu e în regulă și nu te poți descurca, cere un ajutor. Încă este foarte important să nu te prăbușești. Pofta te poate prăbuși. Și nu trebuie să vă spun eu că sunt convinsă că știți. Ea poate să fie manifestarea unei deficiențe. Ea poate să fie manifestarea deficienței energetice, hidrice, minerale, vitamine. Ea poate să fie. De ce vorbesc energetic? Pentru că alimentul, înainte de a fi orice altceva, ca și apa, este energie. Deci este alimentul, în primul rând, este energie. Fără, zice, mai mănânc ceva că nu mai am energie. Cred că știți formula asta, nu? Sau iau ceva dulce că nu mai am energie. Apoi lumea a învățat să ia ceva dulce că nu mai are energie. Dar nu mai decât trebuie să iei dulce. Poate chiar trebuie doar să bei apă ca să ai energie. Depinde ce ai pierdut mai mult în timpul ăsta. Deci ia uite, deci pofta poate să fie pe deficiență energetică. Și pe deficiență energetică îți cere ceva. Îți cere un anumit aliment, o anumită stare, o anumită atitudine. Ai chef de vorbă. Ai energie. N-ai chef de vorbă. Ești obosit? Nu pari obosit, dar n-ai chef. Sau n-ai putere, sesizezi că deja n-ai putere. Ești în carență energetică. Sau ești într-o foarte bună stare energetică și discuți cu o persoană. Și în 10 minute, o jumătate de oră, constați că ești ghidat. Mi s-a întâmplat? Da? Nu dați din cap, da sau nu? Da. Deci cunoaștem chestia asta, da? Și nu spun ce se întâmplă atunci. Știți sigur ce se întâmplă. Deci, cu voie sau fără voie, noi, în neatenția noastră, ca să nu spun să culpabilizez pe altcineva, în neatenția noastră, pierdem foarte multă energie într-un timp scurt și atunci ne simțim prăbușiți. Să nu mai vorbesc de apă. Toată lumea zice că bea apă. Bea apă. Și eu când vorbesc de apă sau mă vede cineva, zice, aură, mă duc să iau sticla cu apă. Deci eu sunt convinsă că noi suntem într-un deficit. Nu pot să cred, Adriana. Suntem într-un deficit hidric aproape constant. Avem un aparat, noi avem un aparat cu care putem determina, dar nu mi-a venit în minte să-l iau și astăzi, cu care putem determina care este starea hidrică a organismului. Da, pe viitor probabil că o să facem chestia asta. Deci încercați să beți 35 de mililitri pe kilogram corp.
faceți-vă socoteala și țineți minte, pe urmă, cam cât ar trebui să beți. Este foarte important să vă beți cantitatea de apă. Foarte important. Acum, important este și ce apă bei. Că poți să bei apă, dar dacă ea nu este, n-are mineralele de rigoare, o bei cam degeaba, că nu te hidratezi. Dacă e caldă și ție ți-e cald, iar nu te hidratezi. Dacă o bei imediat după masă, îți diluezi digestia și iar nu-i bine. Dacă o bei înainte de masă, numai copilul poate să bea înainte de masă. Adultul nu poate, că își diluează secrețiile gastrice și nu are o digestie bună. Deci iar nu e bine. Deci, uite, și momentele de băut apă sunt unele pe care ar trebui să le știi. Deci la o oră după masă, înainte de masă cu o oră ar fi bine, o hidratare. Chiar înainte de masă să bei o cană de apă, chiar înainte, nu este o idee prea bună decât dacă ești extrem de însetat și faci bine, nu stai o jumătate de oră, dar stai câteva minute încât ea să își facă treaba, apa. Deci sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Copiii, în schimb, pot bea apă oricând, în relație cu masa. Deci lor nu trebuie să le interzicem niciodată că acum ai mâncat, că acum mănânci, că la masă nu se bea apă. Da, la masă nu se vorbește gură de pește. Asta era în familie și a rămas. Deci nu, dar de apă, copiii pot bea apă permanent. Și la masă, așa. Când încep să se joace cu apa, adică iau o lingură de ciorbă și mai bea și o gură de apă, asta nu e în regulă, că se joacă. Dar, altfel, deci, pot să bea apă. Le puneți cana cu apă pe masă, ei trebuie să știe că pot să consume apă. Deficit mineral. Apoi, da, deficitul mineral, dar deficitul mineral nu este totdeauna secundar. Deshidratării, ci el poate să fie, este și poate fi și al deshidratării, secundar deshidratării, dar de regulă deficitul mineral este secundar hrănirii noastre incorrecte, vorbind de la calitatea alimentelor, de la felul alimentelor, de la timpul în care mâncăm, de la felul în care mâncăm, deci putem să avem o carență minerală, energetică și minerală. Deci nu pot fi despărțite, să știți. N-au cum. Noi aici le despărțim așa de ele. N-au cum să fie așa de despărțit. Și la fel deficitul vitaminei. Deci acestea sunt la pachet. Nu există deshidratare. Vedeți ce, dacă vreți, pare o anomalie. Da? Noi folosim cuvântul deshidratare când el înseamnă deshidratare. Adică des, mă hidratez. Da? Deshidratare. Și noi folosim ca fiind Inversul, adică ne deshidratăm. Deci pierdem apa, practic. Da? Ori cuvântul deshidratare, dacă îl iei mot-a-mo, nu înseamnă pierderea apei. Înseamnă hidratare deasă și dincolo pierderea apei e altceva. Da, să vă jucați cu cuvintele, pentru că e foarte frumos și vă aduce foarte mare bucurie, așa, revelații. Deci, așa. În acest context putem vorbi, deci dincolo de apă, de hidratare, vorbim și de chef, dorință, dispoziție de a mânca. De a mânca ceva dulce. Ceva dulce pentru că simt că n-am putere. Pentru că astăzi m-am epuizat. Pentru că, dar prăjitura aia, dar cozonacul ăla, dar ce bun era, dar ce, cum mâncau cu poftă, mie mi-au dat. Ce oameni. Așa. Deci vorbim despre mâncare și ne dăm, cum să spun, ne facem
dă spin în idei și în felul ăsta pofta crește, secrețiile cresc și normal că trebuie să mâncăm, pentru că cum aveam dureri de stomac, amețeli, eu știu ce alte senzații mai putem avea. Deci este foarte important să avem o măsură, să avem o conștientizare a ceea ce facem, a ceea ce spunem și a efectelor pe care le au acestea, adică ceea ce facem și ceea ce spunem, asupra noastră, imediat, și asupra celor din jurul nostru. Foarte important să fim atenți. Asta ar însemna să stăm într-o atenție permanentă, ceea ce ar fi extraordinar. Să fim într-o permanentă atenție. Atunci chiar nu ne-am mai îmbolnăvit deloc și nu ne-am mai fi nici sete, nici foame, pentru că toate le-am face la timpul potrivit. Atunci când avem carență, sigur că avem deficiență. Carența înseamnă deficiență. Când suntem deshidratați sau suntem flămânți sau înfometați, avem o carență. Fiecare element care se pierde atrage după el alte elemente cu care el lucrează, frățește acolo în corpul nostru, el lucrează, nu lucrează niciodată singur. Deci el lucrează cu altul. Și atunci o carență este a rare ori singular. De regulă, carențele sunt multiple. Ce este greu și rău și prost și nefavorabil sănătății noastre este că ele nu pot fi determinate cu ușurință și mai ales nu pot fi corectate cu ușurință. Și nu pot fi corectate cu ușurință nici din punct de vedere al tempoului, al timpului, dar nici din punct de vedere al chimiei. Lucrurile nu se întâmplă atât de ușor. Avem carență de calciu, am spasme și iau calciu și mă fac bine. Deci nu mai am spasmofilie. Câtă vreme luați calciu, câtă vreme nu mai, în cât timp nu mai aveți spasme și cât timp durează asta după ce ați întrerupt tratamentul. Pentru că noi nu am scăpat de cauză. Înțelegeți? Nu ne învață nimeni să scăpăm de cauză. Deci suntem într-un punct X în care am ajuns cumva și cineva ne învață să tratăm acest punct. Dar nimeni nu ne învață să facem astfel încât să nu mai ajungem la acest punct. Și nici noi nu știm să cerem ajutorul potrivit. Probabil că nici noi nu știm să cerem ajutorul potrivit. Da? Pentru că așa ar trebui. Medicina de aici ar trebui să înceapă. Da? Nu prea începe de aici. Și ce face, nu prea face. Mai departe. Am să mă refer la câteva tipuri de pofte. De exemplu, pofta de carne înseamnă sau traduce, că nu știu dacă chiar înseamnă, traduce o carență proteică. Dacă ea este o poftă sănătoasă, dacă simt nevoia că simt că trebuie să mănânc, simt nevoia de carne în meniu, dacă nu-mi doresc un anume fel de ceva, adică ceva sofisticat, aia nu mai este poftă, aia este chef. Chef e tot o poftă, de o poftă, altfel de poftă. Deci, carne înseamnă deficiență de proteine. O găsim destul de des, să știți, la copii în creștere și pe care nu-i bagă nimeni. Nu ne uităm nici noi la ei, că nu știm și nici ei nu știu să spună și nu e ușor. Deci o găsim la copii mai mari, care reușesc să aibă și o activitate sportivă bună. O găsim la vârstnici și aș putea spune numai decât la vârstnici, chiar la persoanele adulte. Așa? O găsim la cei foarte ocupați, care n-au timp de ei. N-am timp de mine. Tot timpul alerg. Tot timpul sunt în deficit de timp. Deci,
o găsim acolo. De ce? De ce? Pentru că, vedeți, suferința tiroidei, pentru că omul este permanent în alertă, copilul la fel este în alertă, deci tiroida este supra activă, este foarte activă și atunci digestia este și ea una care nu ne ajută să folosim tot ceea ce îngurgităm. Deci putem mânca bine, dar pentru că avem niște deficiențe niște deficiențe glandulare, din cauza atitudinii noastre pe care nu o controlăm, deci putem să ajungem la suferință, putem să ajungem la boală prin neatenție, pur și simplu, prin neatenție. Având tot binele pe masă și având tot binele în corp. Intervine pe urmă factorul atenție, muncă și totul se dispersează. Mai avem o chestie foarte interesantă este, pentru că noi de foarte multe ori acasă, gândiți-vă, sigur, dacă nu vi s-a întâmplat și n-ați făcut lucrul ăsta, vreți ceva la ora 10 seara sau la ora nu știu care și, să zicem, soțul s-a pregătit de culcare sau soția a închis bucătărie. Și unul din ei spune, măi, dar ce aș mânca niște gogoși? Cine oare să le facă? Da? Și celălalt zice, nu mai fac la astăzi, lasă. Hai mă că mâncăm amândoi. Și pentru că ea nu este foarte convinsă, ce bine, hai că mă duc că mâncăm. Sau ea cere ceva și el nu este foarte de acord, dar până la urmă se pun de acord că mănâncă amândoi. Și atunci vina este cumva, se diluează. Deci nu mai sunt eu vinovată că am vrut gogoși. Sau tu. Deci eu am vrut, dar tu puteai să nu faci. Da? Ei, pentru că ai făcut, înseamnă că ți-a plăcut și ție. Am mâncat amândoi. Ia uite. Și atunci se întâmplă un lucru extraordinar. Pare minor, dar picăm împreună la a lucra în deficiența propriei sănătăți. Niciunul dintre cei doi care putea să fie mai atent n-a făcut-o. Să spună, gata, e ora X, nu se mai mănâncă. Gata, ai mâncat la masă, la oră, două după masă, nu mai mănânci. Gata, am plecat la drum, pe drum nu se mănâncă. Da? Atâtea exemple sunt. Deci pe drum nu mâncăm. Nu mestecăm pe drum. Sunt atât de multe exemple pe care noi am putea să le lucrăm. Pe care noi am putea să, prin care atitudinea noastră, în care atitudinea noastră poate să intervine extraordinar de bine și poate să devină extrem de lucrativă în binele nostru. Vedeți? Atât de bine știu cei care urmăresc reacțiile noastre în legătură cu pofta, în legătură cu alimentul, încât, vedeți, comerțul stradal este foarte dezvoltat. Și comerțul stradal, vedeți, piețele, mergeți în piață, sigur e ceva de mâncare. Treceți, eu știu, mergeți pe un drum, oricare ar fi, de acasă până aici, pot să mă opresc de 3 ori să mănânc de ceva. Sau să iau să mănânc, sau să iau la mine ceva de mâncare. Adică comerțul s-a dezvoltat extrem de mult urmărind această pasiune, să zic așa, a omului, această dispoziție la a ceda în fața alimentului, dispoziție care nu-l ajută în propria lui stare de sănătate. Am învățat, există, au creat unități, neuromarketul face studii și ne știe dinainte ce vrem să cumpărăm, înainte să intri în alimentară, cred că știu exact ce vrei să cumperi, îți așează foarte bine totul. Oamenii care fac comerț, cred că știu ce tip de, adică nu cred, sigur știu ce tip de
cumpărători au și fac aprovizionarea conform cerinței, pentru că până la urmă este normal să faci asta, nu stai să faci educație mereu. Omul trebuie să vină cumva și educat. Sigur că și tu ai rostul tău și rolul tău, dar nu o să faci tu acum educație publică, ci trebuie să-ți duci până la urmă afacerea. Iar unul ar trebui să vină instruit că nu o face numai în ziua aia, o face în fiecare zi, că nu o face numai în unitatea aia, o face în atâtea unități în care intră, ca să poată să cumpere ce îi trebuie, să poată să selecteze, să poată să ajungă acasă cu sacoșa plină de sănătate. Pofta este înnăscută și dezvoltată în copilărie și pe parcursul vieții. Nu nimic, nu facem nimic. Deci o avem, venim cu ea la pachet. Așa cum venim și cu mersul la pachet. El nu e de la început. Dar copilul, imediat, mamele știu că într-un timp foarte scurt, copilul și recunoaște mama după mirosul laptelui. Deci, nu poți să-l înșeli. Știe exact care este mama lui. Și nu vi s-a întâmplat mamelor? Nu? Da? Sigur. Cine e atentă știe că așa se întâmplă. Da. Și nu vrea de la alta mama nici cum laptele. Sunt și copii care vor, dar sunt copii care nu. Nu pot să-l păcălești cu nimic. Își vrea mama lui. Pofta poate să fie o barieră psihologică în diversificare, pentru că familia mănâncă într-un fel și diversificarea necesită niște reguli. Și e foarte greu să treacă de la ce au mâncat cu poftă, se duce copilul să mănânce diversificat sănătos. Și atunci o să facă o zi, două, trei, o săptămână, efortul să facă așa cum trebuie, pe care vor ceda și vor mânca cum au mâncat. Și atunci copilul, într-un timp poate nu foarte îndelungat, devine ori obez, ori irascibil, ori slăbește, ori nu doarme bine, ori face paraziți diverse. Și zici, de ce? De ce că am făcut tot ce trebuie pentru el? Ai făcut tot ce trebuie pentru el, dar n-ai ținut seama de niște lucruri. N-ai ținut seama că, să zicem așa, la 6-7 luni nu trebuie să îi dai să mănânce un anume aliment. Că atunci când îl dai, trebuie să ai o anumită dispoziție, pentru că energia ta influențează energia copilului și energia alimentului. N-ai ținut seama de faptul că trebuia să aibă și tu și el o hidratare corectă, vorbim și de alăptare aici. N-ai ținut seama, chiar acum suntem într-o astfel de, să zicem, perioadă, ca să nu zic situație, perioadă în care o mămică trebuie să renunțe la alăptare, pentru că e dodoloață fetița și că are aproape 10 luni și îi ajunge, trebuie să treacă la... Ea mănâncă și mâncare, așa, și mănâncă și sân cât poate și asta nu e un lucru foarte bun într-un viitor îndepărtat. Corpul nu uită ce ai făcut. Nu uită ce ai făcut. Uită de cine vorbeam. Așa. Corpul nu uită de cine, nu uită ce ai făcut. Te așteptam. Corpul nu uită ce ai făcut. Este o mașinărie extrem de performantă. I-ai făcut un bine, el funcționează și nu ai nicio problemă. I-ai făcut un rău, a înseriat-o și de câte ori are prilejul să aibă condiții asemănătoare, nu identice, cu răul, cu momentul în care s-a întâmplat răul, din nou ștanțează corpul cu încă o situație foarte neplăcută. Deci, atenție la
nevoie, poftă. Atenție la nevoie, poftă. Deci, ca să știu dacă pofta mi este de folos, stau. Vreți să știți cum fac? Nu eu. Cum trebuie să facem? Da? Stau și mă întreb. Chiar mi-e foame? Chiar vreau lucrul ăsta? Chiar vreau alimentul ăsta? Întreabă-te de cel puțin 3 ori, dându-ți măcar un minut la fiecare, pentru fiecare răspuns. Și sigur vei obține răspunsul corect pentru tine. Deci te întrebi. Și la fel faci și atunci când alimentezi copilul. Deci, chiar are nevoie? Este momentul să-i dau? Are nevoie acum? Pentru că atâta vreme cât el nu are discernământ, este mic, nu are discernământ, tu ești cel care hotărăști în locul lui. Și trebuie să hotărăști corect, pentru că altfel ajungi să-l faci un consumator fără repaus. Adică îi pui în gură mai tot timpul. Se întoarce, se duce, se joacă, vine ea să-i dai. Ca un pelicanel, așa. Nu se poate așa. Nu se poate. Digestia are timp. Digestia are reguli. Energia unui aliment este cedată doar la nivelul cavității bucale. Și atât. Deci energia pe care o conține un măr se absorbe în organism doar la nivelul cavității bucale. Dincolo de cavitatea bucală, mărul este chimie. Nu mai este energie. Nu mai este energie. Că după asta începe organismul să ia din măr și să facă ce trebuie. Eu vorbesc de produsul în sine. Produsul în sine, acolo e. Atâta e. Deci, suntem foarte atenți la digestie. Digestie este foarte atenți la mestecat. Foarte atenți. Mestecatul este extrem de important. S-a vorbit de mestecat. Cât mestecăm și de unde s-a plecat cu mestecatul ăsta? S-a plecat cu mestecatul ăsta și cu ținutul mâncării mai mult în gură, deși pe mame și pe părinții îi enervează chestia asta la copii, că stă cu mâncarea în gură de nu mai termină, de nu mai... Hai, termină, hai, dă din gură, hai. Ei bine, s-a pornit la chestia asta de la o observație care într-o pușcărie. Deci ei mureau aproape prin... Adică erau de exterminare. Era un loc de exterminare. Și trăiau cel mai mult și scăpau chiar cei care mestecau foarte mult mâncarea. Deci țineau foarte mult mâncarea în gură. Fără să știe că fac asta. Iar medicii supraveghetori, medicii de acolo, au observat lucrul ăsta. S-au făcut studii pe urmă, asta se întâmpla 1940, așa, s-au făcut studii și s-a observat acest lucru. Deci mestecatul îndelung și calm, blând, în liniște, asigură absorpția în întregime a energiei alimentului, energia pură a lui, plus că aduce alimentul în stare perfectă de a ceda corpului toate elementele lui de folos, toate elementele lui minerale, ce conține el. Deci mestecăm îndelung, ia loc, nu mai e loc? Hai! Mestecăm îndelung, fără să ne grăbim, fără să vorbim, fără să facem observații celuilalt, la masă când te-ai așezat, pui tot ce e de pus pe masă și nu te mai ridici că unei trebuie lingură și unei trebuie cuțit sau nu. Deci s-a așezat toată lumea la masă. Și nu faci numai tu, fiecare are sarcina lui pentru așezatul mesei. Să înțelegeți asta, că altfel nu este în regulă. Altfel, dacă tu, mama, pleci de acasă, ceilalți nu mai știu să pună masă. Nu știu unde-s lingurile. Nu. Asta nu se poate. Deci faceți educație permanent. Preferați să faceți educație decât să puneți masă. Lăsați-i pe alții sufletul. Pe alții, pe ceilalți. Mulțumesc!
Diversificarea trece până la urmă, că până la urmă copilul trebuie să mănânce. Că mănâncă tocat în gura măsii, că mănâncă tocat în gura bunicii, că mănâncă pasteurizat, că mănâncă dat prin mașină. Cumva trece. Important este să treacă corect. Și corect, corectul ăsta este un termen iar pe care îl stăpânim puțin până la urmă. Depinde de cum te așezi tu, mama, în această ecuație. Tu, mama, tu ești regina. Tu, mama, cum te așezi în această ecuație? Adică vreau să am grijă de tot ce e în jurul meu și îl mai sacrific și pe ăsta mic? Sau el este prioritatea mea și a noastră și restul este după? Deci este foarte important așa și cu copiii la fel. Copiii care sunt la școală, copiii care sunt mai mici de școală, copiii care sunt chiar mai mari, care dau examene și care au un alt consum energetic, care n-au timp atunci să-și facă, eu știu, propria lor mâncare și care bagă, eu știu, orice în gură de foame. Deci este foarte prost așa. Deci trebuie grijă. Zici, păi de ce ai avut așa rezultate? Păi de ce ai avut așa rezultate? În clasa 12, da? De ce ai avut așa rezultate? Păi ai avut așa rezultate, el săracul nu știe să-ți spună. Dar tu trebuie să înțelegi că a avut așa rezultate pentru că atenția lui s-a disipat. Era prima dată când își dădea bacul în viața lui, da? Odată se dă bacul în viața lui, în mod normal. Da? În mod normal, odată se dă bacul. Și el a venit să dea bacul în mod normal. Ei bine, și în momentul ăsta, deci când el este atât de captivat sau ea este atât de captivată de această problemă, trebuie să aibă grijă de mâncare. Ei, o să spuneți, bine, ce fac copiii care n-au părinți, care sunt departe de părinți? Ce fac ei? Ne dăm un răspuns simplu, da? Se adaptează, dar cu costuri. Nu uităm că se adaptează cu costuri, da? Când sunt selectivi, când sunt capricioși, deci mănâncă, se adaptează mai greu la regimul se adaptează mai greu la regimul total, să spun așa, complet de hrană. Mama trebuie să fie odihnită, bine dispusă și să încerce, și reușește, totdeauna mama reușește, să îi dea copilului ceea ce n-a visat el niciodată că va mânca. Da? Pofta selectivă, nu vreau aia, nu vreau ailaltă, e că începe să se joace cu nervii tăi. Adică începe să mănânce lent, să mestece mult, de fapt nici să mestece, ține mâncarea în gură, să arunce mâncarea. Asta se întâmplă și la adulți, fără să fie mai decât în etapa de așa. Refuză să deguste unele alimente noi, nu vreau, vrea numai ce vrea. Deci aici trebuie să avem o mare grijă pentru că nu reușim să facem diversificarea corectă. Și dacă nu reușim să facem diversificarea corectă, înseamnă că nu are un apetit pentru nou, pentru alimentul nou, înseamnă că se baricadează în câteva feluri de mâncare pe care le mănâncă și te mir că la 40 de ani nu mănânc eu așa ceva. Sau, mă rog, mai tânăr sau mai încolo. Nu, în viața mea n-am mâncat așa ceva. Ce salată e asta? Cartofi și cu ceapă și cu... Nu mănânc eu așa ceva. Deci, trebuie mâncat orice este comestibil. Și, sigur, în tradiția familiei, că nu o să faci acum, nu o să poți să te duci de la un fel de a mânca la alt fel de a mânca. Mama o să urmeze tradiția familiei. Dar este important ca să-i introduci în alimentație tot ce mânca, ce se mănâncă în familie. Foarte important. Nu umblăm după recompensă. Alimentul nu este recompensă. Deci alimentul nu este recompensă. Mănâncă sau mănâncă cam să-ți dau la sfârșit ciocolată.
mănâncă că o să fac, deci nu. Îi deschideți pofte pe care nu le visează, dar îi le înseriați, pentru că în momentul în care știe că dacă mănâncă ceva care nu îi place lui foarte bine, sau chiar dacă îi place, dar ciocolata îi place mai mult, deci va mânca imediat după ce mănâncă ceva, că îți face ție un favor că a mâncat ceva, solicită recompensă. Deci nu cu recompensă. La masă, mâncarea nu este recompensă. Mâncarea e hrană și cu asta e stop. Deci nu este recompensă. Mâncarea e hrană. Sigur că este recompensa lui Dumnezeu către noi, asta e o altă poveste. Dar mama nu are dreptul și nu are voie să facă recompensă, părintele nu are voie să lucreze cu recompensă, cu mâncarea recompensă. Deci nu. Mănâncă asta că îți dau și aia. Nu. Nu mănânci? Nu mănânci. A, nu vrei să mănânci? Nu ți-e foame, nu e nicio problemă. Ce o să se întâmple? Cred că știți. După un timp vine să-ți ceară de mâncare. Nu e așa? Este așa sigur. Este așa sigur. Deci nu umblați cu recompense. Dacă umblați cu recompense, le-ați pierdut. Și dacă faci o dată, au așa o ținere de minte fantastică. Nu uită. Dar ai mai făcut. Dar cum acum nu poți? Că ai făcut. Cum acum nu poți? Ce? N-ai mai făcut? Atunci cum ai putut? Deci foarte mare atenție la acest aspect. Da. Mergi. Deci răbdare, da? Diversificarea nu se face într-o zi. Diversificarea se face în timp. Răbdare. Nu vrea un aliment nou, îi dați alimentul vechi. Adică vechi. Alimentul nu vechi. Alimentul pe care l-ați folosit deja. Adică nu vă enervați, nu considerați că este un eșec, nu este niciun eșec, este în ordinea firii, asta este, vă trebuie puțină răbdare. Deci încă puțin. Asta se face și într-o căsnicie, să știți. Când se căsătoresc oamenii, bărbatul vine cu ce a venit de la mama lui, femeia de la mama ei, ce a venit, mama ei. Așa. Și unul din ei e nemulțumit. Ghiciți care. Deci, unul din ei e nemulțumit. Cel care nu a găsit niciodată. E nemulțumit. Și începe. Dar eu, ce e asta? Dar... Și atunci trebuie să ai răbdare să faci diversificare. Foarte mare răbdare. Și într-un timp, soțul tău va mânca ce n-a visat nici el, nici tu, iar mama lui o să zică, nu știu ce i-a făcut. Pentru că eu, la mine, n-am mâncat așa ceva, nu mâncat așa ceva, nu știu ce i-a făcut. I-a făcut ceva. Am răbdare. Așa cum vă spuneam, da, la masă trebuie să avem extrem de multă răbdare și cu copiii mai ales și nu numai, răbdare și răbdare cu noi până la urmă. La masă te-ai așezat să te hrănești. Este foarte important să înțelegem că atunci când suntem la masă ne hrănim și că acest corp pe care îl purtăm și ne poartă, da, nu poate funcționa fără hrană și fără atenția aceea față de hrană. Uitați-vă în jur și vedeți că, în general, oamenii care sunt bolnavi au o problemă la hrănire. Uitați-vă, nu există boală fără probleme de hrănire, să știți. Nu există. Și dacă, ferească Dumnezeu, este un accident și ăla are o problemă undeva cu hrănirea, e lipsă de răbdare. Undeva este o lipsă de răbdare. Deci, mare atenție la masă. Deci nu te așeza la masă, ești cu Dumnezeu și cu farfuria și cu lingura ta. S-a terminat cu vorba. Nu reglăm conturi. Nu ne dăm sarcini. Nu ne facem observații. Nu comparăm mâncarea ta cu mâncarea altcuiva. Nu, mâncăm. E greu? Ce spun? Da?
E greu. E greu. E greu. Știu că e greu. Dar când ajungi să faci asta, bași de seamă că ceva se întâmplă într-o ordine nemaipomenită. Pofta mai poate fi, deci pofta fiziologică, poate fi, avem două tipuri de poftă, cel puțin două tipuri. Pofta fiziologică și pofta patologică. Pofta fiziologică este cea care înseamnă epuizarea nutrienților, deci au scăzut, dar ei mai sunt acolo și noi trebuie să mâncăm ca să aducem nivelul la nevoile organismului. Pofta fiziologică este ușor de înțeles când ești în pace. Și zici, mi-e foame și mă duc liniștit și mănânc. Când ești agitat, pofta fiziologică nu o percepi. Percepi durerea de stomac și nu știi de unde vine și până să iei mâncare, că ai uitat că n-ai mâncat, iei un scobutir sau un lizadon, ca să-ți continui treaba. Nici măcar nu bei apă, din păcate, că și asta ar dilua sucul gastric și ți-ar ușura suferința. Și ți-a aduce aminte că n-ai mâncat. Gândiți-vă ce ați făcut când n-ați mâncat și când a durut stomacul și cum ați reacționat. Un alt tip de reacție este să înfuleci, să mănânci repede. Aoleu, ce foame mie și înghiți, nemestecat și... Păi stomacul nu este dispus să mestece niște jumări. El este dispus să amestece mâncarea extrem de fină, de nu de, de păstoasă, să fie păstoasă, ci să fie chiar lichidă. Este fantastic acest lucru. Plus că atunci când mănânci repede, nu ții mâncarea suficient la nivelul cavității bucale și atunci energia mâncării, cea care se absorbe doar la nivelul cavității bucale, se pierde. Deci nu ai același randament după ce ai mâncat pe fugă. Deci am mâncat pe fugă. Apoi să nu mănânci pe fugă. Să stai liniștit și eventual să eviți a mânca. Bea apă, ți-e foame foarte tare, mănâncă un fruct, pentru că el trece mai ușor. Și cel mai bun fruct pe care puteți mânca este o banană, care se duce foarte repede, sau un măr. Da, pofta acută, mergem mai departe că se vede, pofta acută, așa, este cauzată la un moment dat, este stimulată, să zic, de anturaj. Foamea excesivă, acută, este, avem și un alt tip de poftă, de foame. Foamea acută în diverse boli. Deci, foamea care îți face rău. Deci ți-e rău de foame. Rău de foame și aici este ceva care știe chestia asta, cum e rău de foame. Rău de foame poate să fie poate să fie mai multe lucruri. Fie poate să arate o predispoziție la diabet, dar cine nu o are? Poate să fie o hipoglicemie în legătură cu un debut de diabet, poate să fie un hipertiroidism, cel mai adesea asta este o stare de nevroză, o stare de frică, o stare de alterare, să spun așa, a emoțiilor. Poate să fie pe un fond emoțional care a generat și insomnie, poate să fie în dereglările cronice de stres, de somn, în stres, în anxietate sau chiar în diverse diete. Chiar în diverse diete. Poți să ai schimbi ceea ce tu știai că îți priește și vrei să faci o dietă că vrei. Fie să slăbești, fie să te îngrași, fie să ai tenul mai luminos, fie nu știu din ce considerente, pot fi multiple,
Și atunci îți schimbi alimentația. E, schimbarea alimentației presupune niște pași ca la diversificare. Deci nu o fac de astfel. Și am să vă spun încă o regulă care este în nutriție, că atunci când vrei să slăbești și ții o cură de slăbire și după acea cură de slăbire ai reușit să ajungi la greutatea X pe care ți-ai dorit-o și după un an, 2, 3, 5 ai iar greutatea Y de care scăpasei și iar pornești să ții un regim de slăbire pentru că știi tu că ai avut rezultate, poți să faci de maxim 5 ori chestia asta și niciodată după aia. Dar niciodată nu o să mai fie ca prima dată. Deci mai poți să mai faci de 5 ori, dar niciodată nu o să mai ai rezultatele primului experiment, auto-experiment pe care l-ai făcut cu tine. Sau primei decizii pe care ai luat-o să ții o cură de slăbire. Deci este foarte important să știți ce vă așteaptă. Îi fac o cură de slăbire, dar după această cură de slăbire, eu fac tot ce trebuie, nu numai că ce pot, că ce pot nu mai pot, dar eu fac ce trebuie de data asta. Eu și pot și fac ce trebuie, da? Ca să mențin greutatea. Dacă nu mi-am menținut greutatea și eu revin la greutatea din urmă, riscul de a reveni la greutatea pe care, de care am vrut să scap, dar chiar să fie mai mare și chiar să mă preocopsesc cu temir ce dereglări, este foarte mare. Organismul uman este o chestiune extrem de sensibilă. Extrem de sensibilă. Să știți că n-am fi atâția bolnavi dacă am fi mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și care ne afectează și care ne contaminează până când să ne afecteze. Ne contaminează. Adică, măi, am auzit că dacă mănânci ștevie 3 săptămâni, numai ștevie 3 săptămâni, e minunat. Eu am să mănânc 3 săptămâni și ajung la greutate. Nu. Pe chestia asta mănâncă ștevie 3 săptămâni, o să faci o serie de dereglări, o să slăbești, dar nu frumos, și o să faci o serie de dereglări, pentru că... Sau eu am zis ștevie acum. Poate să fie carne, poate să fie chec, poate să fie cozonat, poate să fie orice. Deci ideea este următoarea. Tu trebuie să-ți cunoști corpul, să-ți cunoști interesul și să faci într-o cunoștință de plină să iei o hotărâre. Și cu tine și cu cei de lângă tine. Când impui celui de lângă tine. Copiii la adolescență ies din greutatea frumoasă, să zic așa. De multe ori ies din greutatea frumoasă. Și devin obejor. Mă uit și văd lucrul ăsta adeseori. Îi văd mestecând mai tot timpul pe stradă. Să știți, mestecatul gumei este o treabă, poate să fie o treabă bună, dar în același timp, mestecatul gumei poate fi confundat pentru o minte labilă cu mestecatul mâncării. Și atunci, când ajunge acasă, scapă de gumă, ușor, și începe să mănânce până nu se mai oprește. Până când îi iei din față. Și iese și cu scandal. Îmi iei mâncarea din față. Deci, pofta. Am avut o poftă și mi-am exagerat-o, mi-am cultivat-o, mi-am exagerat-o, mestecând gumă de mestec. Gumă. Dincolo de faptul că ea are și alte, unele bune și altele mai puțin bune. Are și efecte bune. Dacă știi să faci ce trebuie, nu? În avion îți desfundă, îți menține urechile în stare funcțională, dar mai sunt și alte lucruri frumoase pe care le poate face acum de mestecat. Pentru că dezvoltă maseterii, fiind cei mai puternici mușchi din corp, așa, și dezvoltă, îi menține, numai că trebuie să ai limite. Trebuie să știi de ce o faci. Trebuie să știi ce câștigi făcând lucrul ăsta. Pentru ca să nu ajungi să confunzi mestecatul gumei, care e un lucru serios, aș putea spune că este chiar o tehnică de a face bine corpului, cu mâncatul care este și asta o tehnică, până la un punct. O tehnică de supraviețuire, de viață și de supraviețuire. Da.
Deci digestia este clar că digestia este clar că are niște segmente foarte bine definite, da? Avem digestie bucală, digestie gastrică, digestie intestinală. Fiecare segment este extrem de important să fie dus până la sfârșit. Mersul până la sfârșit pe segment nu poate fi decât în calm, în liniște și în respectarea timpilor și atitudinii în momentul în care mănânci. Altfel nu este în regulă. Vedeți, am vorbit așa de iubirea necondiționată, vorbim toată ziua de alimente. Alimente. Iubire, când vorbești de iubire, ți se pare că, vai, e o chestie extraordinară. Este o chestie extraordinară. Dar nu atât de extraordinară încât să nu practicăm. Să nu practicăm în fiecare clipă. Prin ce arătăm că practicăm iubirea necondiționată? Hai să văd dacă îmi spune cineva. Prin ce arătăm că practicăm iubirea necondiționată? Să-i vrem bine de aproape? Nu. Întâi ne iubim pe noi? Nu. Prin iertare? Da. Prin iertare. Că dacă ne iubim pe noi, ne facem voie. Și nu ținem cont de ăla. Deci, poți ajunge aici. Când te iubești pe tine, Doamne, mie somn acum, tu poți să faci ce vrei, mă duc să mă culc. Este o atitudine, n-aș putea să o judec că e bună sau e proastă. Dar poate că era bine să zici, stai că te ajut să termin și mergem împreună. Sau altceva. Am dat exemplu ăsta, de exemplu. Nu știu dacă este cel mai bun, dar este un exemplu. Dar atunci când reușești să spui iartă-mă, dar și când ai spus iartă-mă, să simți că ai iertat, și asta de câte ori se poate întâmpla? De 70 de ori câte? Da? De 70 de ori câte 7. Deci, spui iartă-mă și atunci lucrurile se așează. Arăți că iubești necondiționat. Și copilul, și în jurul tău, și rudele soțului, și rudele soției. Orice ți-ar fi făcut, orice. Pentru că nefăcând acest lucru, păstrăm în noi o doză pe care nu putem verifica, n-avem habar că o avem. Nici măcar n-avem habar că o avem dacă nu facem iubirea, dacă nu exersăm iubirea necondiționată. De egoism, de negativism, de pe care nici măcar nu crede că suntem în stare să fim noi așa. Dacă ți arată celălalt, spune celălalt despre tine că așa ești, zici, nu, fii serios, ești de raia. Nu, eu nu sunt persoana. De câte ori mi-ai zis să fac ceva, am făcut. De câte ori ai avut nevoie, am fost lângă tine. Nu spui mie chestia asta. Da. Poate fi așa, ai fost lângă el. Că ai vrut tu să fii lângă el și te-ai dus. Și că uneori ți-a solicitat și el prezența și ai fost. Dar cu ce gânduri ai fost? Cu ce efort ai fost? Să nu ajungem la extrem. Deci nu pot să fac ceva acum. Încep chestia asta, o programăm și o fac în alt timp. Acum fac ceva. Am o altă treabă, e programat o altă treabă. Deci să vorbești clar și mai spui și cuvântul și te rog să mă ierți că nu pot acum. Că așa e. Deci tu ai nevoie acut acum. Tu ai nevoie acut, acum, na, un bătrân care are nevoie să-i faci acum piață. Și tu nu poți în clipa aia că nu poți, că trebuie să duci să semnezi nu știu ce acte. Da? Și ești programat acolo. Ce faci? Sigur o să-ți fac. Iartă-mă. Nu pot acum. Ai răbdare că mă întorc. Deci, iubirea necondiționată. La care ne îndeamnă Hristos. Eu mi-am, astăzi gândindu-mă la întâlnirea cu dumneavoastră, mai e ceva? Mi-am adus aminte de niște cazuri pe care le-am avut în,
în viața mea. Da. Uite ce spunea Einstein, care și el știa foarte bine ce înseamnă și alimentația și gândul și starea noastră, care poate fi influențată de ambele. Am avut câteva cazuri extrem de interesante. Primul caz a fost al unei femei în vârstă, căreia îi murise un primul caz foarte, foarte interesant, adică greutate de diagnosticare, cu eșec al tratamentului, că nu era pe, nu era pe diagnostic. Îi murise băiatul, băiatul care avea 40 de ani. Și picase așa într-o stare de atâta la jelit și atâta de greu i-a fost, încât nu mai era în stare de unde era o persoană extrem de activă și extrem de bună gospodină, nu mai era în stare să facă mâncare cu toată pe săptămână. Era singură acasă. Deci murise băiatul și ea rămăsese singură. Nora nu mai stă, nu stătea pe ea. Băiatul și Nora stăteau în altă parte. A murit băiatul, a rămas tot acolo. Ea și înainte era singură. Dar acum era foarte singură. Și mânca din ciorba aia pe care o făcea, când mânca din aceeași ciorbă. La un moment dat începe să tușească. Era vară. Și începe să tușească. Și tuse, și tuse, și tuse. Merge la medicul de familie și dă să facă o serie de penicilin. Nu se liniștește. Începe să fie incapabilă să mai bage, să mai mestece, să mai mănânce mâncare. Orice mâncare. Nu numai aia care făcea la pe săptămână. Nici un fruct, nimic nu mai putea mânca. Când merge la medic, constată că limba era sângerie. Îi dă nu știu ce pentru limba. Starea ei se accentuează pentru că ea nu mai putea mânca deloc. Suferința de după înmormântare era pe punctul de a pica de tot. S-a întâmplat să o văd și eu. Și când i-am văzut așa, în curte, când i-am văzut, zic, chiar deschide gura, era, ce să vă spun, băț, piele pe băț. Zic, deschide gura. Gura ți arăta exact anemia pielii. Adică nu trebuia să ai niciun dubiu. Pentru un medic nu trebuie să fie dubiu că acolo este anemie de lucru. Deci carență de B12. Faptul că ea mâncase, de asta vă aduc cazul în față, deci ea mâncase monoton atâta vreme. Vreo lună de zile, cred că, de când murise băiatul ei. Vreo lună de zile mâncase aceeași ciorbă, făcea o ciorbă și mânca din ea până se termina și aceeași ciorbă. Deci ea nu făcea altceva. Mâncase monoton. Faptul că ea era în depresie, deci ea picase săraca pe durerea ei, nu mai avea grijă de ea cum ar fi trebuit să aibă, a dus la prăbușirea rezervelor pe care le avea în corpul ei. Una dintre prăbușirile majore, că erau toate prăbușite, dar una dintre prăbușirile majore a fost la vitamina B12. Banal, în 10 zile a făcut vitamina B12 și lucrurile au început să se așeze. Nu înseamnă că s-a vindecat în 10 zile, dar lucrurile au început să se așeze. A început ușor să nu mai doară limba, a început să aibă poftă, să poată mânca, să aibă chiar puțină poftă de mâncare. Deci cât de simplu poate să fie dacă diagnosticul este pus corect. Sigur că nu poți să faci tu, ca pacient, chestia asta. Uneori nici medicul nu poate să o facă, lucrurile sunt destul de încurcate. Ideea este următoarea.
să știi unde ai greșit ca să poți corecta la timp. Nu te lungi cu greșeala. Asta vreau să vă spun. Deci și ea putea să facă lucrul ăsta. Deci a văzut că mănâncă o zi, mănâncă două, mănâncă trei, mănâncă o săptămână aceeași mâncare. Era gospodină, era la o vârstă, crescuse copii, trebuia să se oprească, să știe că într-o zi poate să fie foarte greu. Asta este concluzia pe care trebuie să, cu care trebuie să plecați. Deci nu mănânc monoton la nesfârșit pentru că așa o să slăbesc, pentru că așa fac economie, pentru că așa dă bine, pentru că nu trebuie să arunc mâncare. Fac mâncare, învăț să fac mâncare mai puțină ca să nu arunc, dar nu mănânc numai decât pentru că am greșit și am făcut și nu mai îmi trebuie. Da? Deci asta, asta este unul dintre cazuri. Eram în Moldova, eu am terminat la Iași facultatea și vă spun două cazuri foarte interesante. Unul în Moldova, două cazuri, dar unul în Moldova și unul în Dobrogea. Deci am intrat într-o curte, mă chemaseră să le văd copiii. Și era un băiețel. Care lega prin curte, era o gâscă pe care s-a bălegat pe acolo și el s-a oprit, a luat și a dat în gură și a mâncat. A, lumina rău. Atunci nu știam lucrurile astea. Că este foarte important și copiii mai ales fac chestia asta, ei știu unde își găsesc elementele minerale și de vitamine mai puțin discutabil, dar elementele minerale știu unde le găsesc. Și le găsesc în excrementele de păsări. Și nu numai de păsări. Chiar unii își mănâncă propriile excremente. Poate ați auzit. Da. Deci când copilul ajunge la starea asta, este într-un deficit, să nu-l certați. Băgați de seamă și povestiți asta. Nu trebuie certat nimeni. El nu are o pervertire a gustului. El are nevoie de altceva și eul lui îi spune unde găsește. Și el mănâncă de acolo pentru că el trebuie să-și recupereze ceea ce a pierdut odată. Nu știu când, cu ce ocazie a pierdut. N-a mai fost aprovizionat. Mama nu i-a mai dat ce trebuia să-i dea ca să aibă o alimentație acoperitoare, să zic, a nevoilor lui. Dacă strângea bine, eu m-am dus să-l dau jos, să-i desfac mâna. Durere. Nu puteai să-i desfaci mâna decât cu efort și cu, cum să spun, adică punându-te la luptă. Deci el trebuia să-și mănânce bucățica lui de hrană bună, pe care el știa că o are în mână. Deci țineți minte și acest lucru. Și mai am un caz foarte interesant și ăsta. Un băiețel care și el era într-o carență, avea vreo 3 ani. Și el era într-o carență și mânca varul după perete și pământul. Deci mânca așa. Știți că femeile gravide mănâncă varul. Erau 20-30 de ani înainte, când aveau carență de calciu, mâncau varul de pe perete. Se duceau la dispensar să le măsoare și doctorul a doua zi trebuia să doarme. Că se trezea cu varul de pe perete parțial decojit, dispărut, să zic mai bine. Asta e tot o carență alimentară. Deci nu mănâncă ce trebuie. Am văzut și persoane care mâncau, de exemplu, ou fiert cu totul, cu coajă cu totul. Am încercat, dar n-am putut. Pentru că așa tare scârție, încât n-am putut. Dar m-am gândit că are dreptate. Poți să mesteci mărul cu coajă cu tot? Îl mesteci. Ei, ca să găsesc pe urmă, ca să găsesc, așa, în anumite cărți de nutriție,
că se poate mânca ou fiert cu coajă cu tot. Dar trebuie să-l mănânci cum trebuie. Pentru că să-l mesești cât trebuie. Deci, uite, dacă înveți lucrul ăsta de mic, merge. Dacă nu, duceți acasă să mestecați o coajă. Faceți ce vreți. Eu vă spun că nu pot. Facem pudră. Hă? Cojile. Facem pudră. Sau cojile pot fi făcute pudră. Da. Ei, acum și pudra ar trebui să nu o faceți la robot, pentru că își schimbă energia, pentru că își schimbă multe lucruri. Adică este o pierdere care nici nu știu dacă ce mai rămâne din ea. Și pentru că am ajuns aici, trebuie să vă mai spun încă un lucru pe care nu scrisesem, dar uite, mulțumesc că m-ai pus în situația de a-l spune acum. Totdeauna să mestecați mâncarea de la spre stânga, de la dreapta spre stânga. Ați înțeles? În sensul invers a celor de ceasor. Acesta este sensul vieții. Acesta este sensul viului. Mestecând invers spre dreapta, omorâți mâncarea. Îi omorâți energia. Amestecarea în oală. În oală. Nu amesteci în oală. Să amesteci și în farfurie și unde. Deci mestecați tot timpul spre dreapta. Eu am defect acum, eu nu mai așa fac. Și când arăt și... Deci spre dreapta, da? Nu uitați acest lucru. Este poate unul dintre lucrurile extrem de importante care trebuie să plecați de aici. Deci amestecăm spre dreapta. Spre stânga, pardon, mă iertați. Amestecăm spre stânga, le-am curcat. Așa, amestecăm spre stânga, da? Pentru că în felul acesta încărcăm cu energie mâncare. Facem colivă. Tot așa amestecăm. Mergeți la biserică și uitați-vă. Preotul în biserică are un traseu și tot ce face, face spre stânga, nu spre dreapta. Eu i-am și zis unui părinte, observând și cu cadența, cădița, când cădea, așa, ce face, și îmi zic, părinte, tot spre stânga, doar spre stânga, doamnă, doar spre stânga, nu mai spre stânga, tot dădea cu așa, doar spre stânga. Să urmăriți lucrul ăsta, să băgați de seamă că este important și să-l practicați, nu că doar așa, că vă vedeți despre ea. Nu știu, vreau să vă mai spun eu despre chestia asta. Cu semn, pără să merg aminte. Rogăți cât mai puțin procesat, că spune de... Da, asta este, când blender, nu, la blender să vă uitați că el spre stânga merge. Deci cel care a făcut blenderul știe cum trebuie să mestecă. Vă duceți acasă, puneți blenderul în cana cu apă și observați unde se duce. Se duce. Cum trebuie. Se duce cum trebuie. Deci asta se știa de la 1900, da? Și noi în anul 2023 vorbim ca și când ar fi o treabă acu descoperită. Deci să aplicați și să povestiți ca să fie cât mai multă lume în regulă. Deci vă spuneam de al doilea băiețel. Avea săracul, nu era bine și ce ajunsese să facă? Mânca peretele. A trecut de var și a ajuns la chirpic. Și a mâncat și din chirpic. Și a luat bătaie. Avea 3 ani. 4 ani. Și a luat bătaie. Și a învățat că nu poate să mănânce de acolo, că ia bătaie. Și a intrat sub pat. Știți cum erau paturile la țară? Mai înaltă așa. Și a intrat sub pat. Și a dus acolo chirpic. Și ăștia se întrebau, unde e? Și la un moment dat apărea. Era cam murdar de botic. Dar nu trebuie să minte că e repădat de sub. Și că mănâncă din chirpic. A venit Paștele. Și au dat la o parte ca să vădă. La țară știți că se dă la o parte, tot să vădă, până jos. Și mai ales dacă ai casă din chirpic, să mai cojește, să mai ducă, să mai lipește, să mai... Și când au ajuns, mâncase un chirpic apoi. Mai avea puțin și trecea la vecinul. Prin gaura pe care o făcuți, mai avea puțin și trecea la vecinul.
Bineînțeles că mare lucru n-au priceput și că a intrat la cu furcile educației. Când am aflat lucrul ăsta, le-am spus, au înțeles și banal, am trecut la o alimentație corectă, că ei în curte aveau de toate, dar mâncau prost, că așa mâncaseră și altă dată. Deci, mâncase aproape un chirpic. Ce conține chirpicul? Și găinatul, da. Găinatul? Nu, ce conține ca și rămenul. Ca și rămenul. Da, potasiu. Deci asta le lipsa potasiu. Ei, și altceva, dar potasiu în special. Ce găinatul la fel. Da. Potasiu în special. Așa. Gravidele. Gravidele, știți că au pofte. Gravide fără poftă, nu știu dacă există. Există? Tu n-ai avut? Aveam. Ba da. Gravide fără poftă. Ba chiar este așa, o pofta e atât de drastică în graviditate, încât chiar poți avorta, dacă nu mănânci, chiar poți avorta, vă spun sigur că știu situații de genul ăsta. Dacă nu mănânci mâncarea respectivă, e atât de grav încât poți avorta. Citiți despre chestia asta și o să vedeți. Acum lumea nu mai e chiar mai ales la oraș. La oraș se ajunge ușor la mâncare, nu mai ușor la mâncare decât era în tinerețea mea. Nu se ajungea la țară, se ajungea greu la mâncare. Oamenii mâncau monoton foarte multă vreme. Nu era deloc ușor. Așa, și mai am o văd că am mai scris unul, deci am scris unul mai mult decât am povestit. O gravidă care era nebunită de morcovi. Putea mânca un kilogram, două de morcovi zilnic. Tot potasiu e cauza foarte importantă, că cășunase pe morcovi. Era studentă la medicină. Soțul era student, stăteau în cămin, deci îi cunoșteam. Și el era disperat că trebuia să cumpere zilnic morcov. Banii de studenți sunt puțini și zilnic să iei un kilogram, două de morcov, e deja demență. Ea rămânea, nu mai cerea, rămânea și venea cu morcovii ascunși pe sub fusta care îi acoperea boca, cumva. Și făcuse de săguțe pe aici și așa. Problema era că trebuie să-i mănânce acasă. Și omul începuse să facă crize. Că ronțăie morcovi, iar ea era disperată fără morcovi. Putea să nu mănânce nimic, putea să nu bea apă, dar când mânca morcovi era dezastru. Deci, astfel de caz, în viața mea. Deci îl cunosc foarte bine. Și s-a gândit ce să facă. Era în cămin, nu putea să iasă afară să mănânce morcov, că râdeau cu colegii de ea. Ce să facă? Se culcaseră. S-a gândit ea că dacă își pune perna la gură și rupe și mănâncă pe sub perna, o să treacă hopul nopții de ea. Nu o să vadă ce se întâmplă. Poate că devine o rutină. Și a rupt morcovul și a pus perna la gură și când se rupă încă o dată, se pune așa, de fața ei doi ochi mari, sărata se reșine. Deci el s-a trezit, normal, că l-a deranjat ronțăitul ei, s-a trezit și se uita la ea și de momentul ăla a zis, poți să mănânci cât îi vrei, fă ce vrei, când eu ies afară și mă plimb. Când termin de ronțăie de morcovi, mă fac semn de la balcon să urc în casă, în cameră. Lucrurile sunt așa, știți, la un moment dat pare penibil
ce nu avea ea iar în corp și nu știa, nu bea apă destul, credeam? Nu bea apă destul. Deci nu avea minerale, nu avea caroten, multă vibrat în caroten, așa, și nu avea. Cine să-i spună chestia asta? Nu se făcea educație în felul ăsta. Și nici acum nu știu dacă se face. Nu știu dacă se face. Nu? Nu se face nici acum. Vedeți cum pornim? Pornim în viața asta frumos, cu elan, da? Și ajungem să fim bolnavi pentru că cineva ne-a spus niște banalități. Banalități. Că le știi și nu le respecti este un aspect. Dar că nu le știi și n-ai ce să respecti pentru că nu le știi, e ce drastic. Pentru că cineva care era responsabil cu sănătatea ta, sau este responsabil cu sănătatea ta, și primii sunt părinții, și al doilea este medicul care e plătit pentru chestia asta. Dar noi nu vorbim de medicina preventivă. Noi vorbim numai de dacă ești bolnav să te duci la doctor. Astăzi, în biserică, erau două femei, fiecare se lăuda că are cancer. Eu nu cred că are niciuna cancer. Dar spune-i unui om care e convins că are cancer, că nu are cancer. N-ai nicio șansă să-l convingi. I-a spus doctorul din spital pe analize că are cancer, are cancer. Amândouă arată foarte bine, mănâncă de toate și chiar se încurajau. Cum să nu mănânci o bucată de carne de porc? Cum să nu mănânci tu un ou? Cum să nu bei un pahar de vin? Păi cum să trăiești? Adică astea erau condiții esențiale să trăiască în cancer. Deci, și-a zis, tată, n-ai niciun cancer, dar nu pot să-i zic eu acum în biserică că cine știe ce mai zice. Lasă-l face. Dacă trebuie să ajungă la, să vorbesc cu ea, are Dumnezeu grijă și o trimite. Aia-altă, săraca, te vă lucite rău de tot, abia merge, abia... Și tot așa era, cu carnea, cu... Și am fost la domnul doctor și mi-a zis, și am fost și m-am mai măsurat și am zis, mi-a luat analize. Deci, păi, dar bine, dar ai fost la domnul doctor și a făcut și analizele. Și ce era la analizele alea? Că cancerul nu iese la niște analize așa ușor. Sunt anumite forme de cancer care îți spun la prima citire a unor analize că ar fi cancerul. Dar întotdeauna e obligatoriu să fie așa. Și în biserică avem nu aici în Constanța, unde mai merg eu, este o persoană care a fost diagnosticată cu cancer și femeia, fiind mai multă vreme în biserică și e o altă atitudine acolo, te abordează mai ușor și tu abordezi mai ușor pe celălalt. Spui, dar uite, eu spun ceva, poate că îți folosește, dar așa pe stradă nu poți și nici în biserică, dacă nu ești constant în biserică, nu te cunoaște bine și nu cunoști bine persoana, nu poți să spui chestia asta. Că nu știi ce este. E rău și zice că i-a fost rău de la mocul. Mai ce să zic, sau i-a învățat-o să bea apă și pe urmă zice că i-a fost rău că a băut apă. Că ea nu bea atâta apă. Sau ea nu bea atâta apă. Unde am rămas? Că m-am pierdut. M-am pierdut cu... biserică. Da. Asta e ideea. Ideea este că, tot la medic vroiam să vin, că medicul care este responsabil, medicul de familie, de-aia de familie, este responsabil cu starea de sănătate, nu cu eliberarea rețetei, să știți. Asta ar trebui să fie. Eliberarea rețetei nici nu ar trebui să existe. Pentru că, în mod normal, noi ar trebui să fim sănătoși toți. Dar cineva trebuie să te învețe lucrurile astea. Nu trebuie să... Că n-ai de unde să le știi. În familie aia că nu le știi. Eu despre post-postire și despre ce am zis mai devreme, despre alimentație, așa, este... am scris foarte... foarte important, am scris în Prețul Vindecării. Am scris o carte foarte
care pare așa o pare ireală, dar este adevărată, gândurile și sănătatea au miros. Ca medic vă spun că așa este. Au sigur miros. Un om care are gânduri rele are un alt miros și întotdeauna bun și vă dau un element de confirmare a ceea ce vă spun. Câinii nu te mușcă oricum. Te mușcă dacă ți-e frică. Și o știu foarte bine chestia asta. Pentru că se schimbă aura, dar se schimbă și mirosul corpului tău, intrim acidosul. Copilul refuză să sugă când ești nervoasă, de exemplu, pentru că la fel intri în acidoză și el îți miroase până la urmă gândul, să zic așa. Că gândul a declanșat starea ta, dar până la urmă gândul este cel pe care copilul percepe în primul rând, nu în final. Gândul tău care te duce în starea de acidoză. Și sănătatea are miros, sănătatea are miros bun. Omul sănătos miroase bine tot timpul. Nu trebuie să dea cu spray. Când vezi pe cineva parfumat, știi că ai o problemă de sănătate. Deci, atenție, stai puțin mai departe de el, că n-are rost să te contaminezi energetic. Dacă poți să faci chestia asta. Dacă nu poți, spune o rugăciune. Foarte bine. Și mai bine. Spune un Tatăl nostru. Și atunci se armonizează și el și tu. Nu trebuie să-ți fie teamă.